În urmă cu două săptămâni, Comuna Recea a reușit un meci excelent cu Craiova. Bratu sau Buhăescu? Buhăescu șutează! Excelent, Alin Bota, la 37 de ani și jumătate. Aici, marcați! Joc de o nouă ocazie, aici un faul de galben, iar Bagmaz are galben. Chiar dacă se duce spre minge, Bagmaz ia roșu, ia al doilea galben, în decurs de doar 6 minute și este eliminat. Un jucător plătit cu 2500 de euro lunar, spuneam, un australian adus din Indonezia, faul clar de galben. Centrează Bratu. Buhăescu trimite bine, Roșe, gol! Petrolul! 1-0 pentru formația lui Viorel Moldovan, sau a fost offside? Nu, nu este 1-0, este un gol nevalidat pentru offside. Da, un offside evident. Este corner pentru echipa din Recea. Un corner bătut bine, ocazie mare, continuă Comuna Recea, marchează Gabriel Oiță în minutul 48. Extraordinar în fața acestei echipe. Nicolae Constantin a preluat echipa din Recea înaintea meciului cu Rapid, când această formație nu avea niciun punct din primele 4 etape. A urmat 4 puncte. Ce posibil să fi fost Hens? S-a părut, continuă faza, Constantinescu centrează, mingea în joc, șansă pentru Petrolul, Sicu vine, șutează și să vedem decizia finală a lui Marcu. N-a fost Sicu, ci Nirlax. Cred că s-a dat penalti. Da, penalti pentru Petrolul și galben pentru marcatorul echipei din Recea, Gabriel Oiță. Iată faza. Bota îi reproșează lui Oiță de ce a intrat prin alunecare la acea fază. Aude fluierul. Buhăescu șutează, gol Petrolul! 1-1 din minutul 67 între Comuna Recea și Petrolul Ploiești. Revedem execuția foarte bună a lui Buhăescu, chiar dacă a plecat bine, chiar dacă a ghicit colțul, Bota nu are șanse să ajungă la cea. Bine balonul în joc, centrează Valentin Cicu foarte bine, gol Buhăescu! 2-1 pentru Petrolul din minutul 72, două goluri pentru Buhăescu, în avantaj aici la Recea. Foarte bună centrarea lui Țicu, Buhăescu, singurel în 5-6 metri, nu-i dă nicio șansă lui Bota cu această reluare. Patra victorie, Recea e aproape de a cincea înfrângere în 7 etape. Aici vom avea un cartonaș galben. Avertizat și Diara, care mai are un galben. Diara are galben în minutul 56, îl vede pe al doilea minutul 90, este eliminat. Ai Constantin, minutul 94 și vine ultimul fluier al partidei de la Recea. Petrolul câștigă cu 2-1.